Ghinion mare pentru fotbalistul giurgiuvean Marius Croitoru, capitanul echipei FC Botoșani. Acum două zile, în partida cu FC Vaslui, acesta a suferit o accidentare destul de serioasă, dublă fractură la mandibulă. Pe lângă acest diagnostic, mai are și un dinte rupt, iar în după-amiaza acestei zile a fost supus unor investigații medicale amănunțite. Este o fractură pe care văd astăzi exact la 5:30, am programare la medicul specialist să îmi spună exact despre ce este vorba, dacă este nevoie de operație sau dacă este doar nevoie de imobilizare temporară. Pentru că la radiografie la Botoșani, când am făcut, ne dau trimitere direct la Iași. Într-adevăr, se vede pe radiografie fractura. Dubla accidentare îl va ține ceva vreme departe de teren, chiar dacă Marius Croitoru își dorește să joace în partida cu Corona Brașov. Dacă este cazul de să-mi pună sârme în gură, trebuie să stau 45 de zile mobilizat. Dacă nu, o să fie exact cât am și suspendarea, 2 săptămâni. Și ca ghinionul să fie complet tot în cadrul meciului cu Vaslui, Croitoru a primit cartonașul roșu în minutul 71 pentru un fault dur asupra lui Nuno Viveiros. Este până la urmă deposedat de Sergio Oltean, intervenția lui Croitoru pentru care va vedea cartonașul galben. Nu. Poate că e exagerat. Nu cred totuși că e o intervenție de cartonaș roșu. În urma acestei faze va primi cel puțin 2 etape de suspendare plus o amendă de 3.000 de lei. Marius Croitoru are 32 de ani și a evoluat de-a lungul carierei sale la FCM Bacău, Astra Giurgiu, FC Atirau din Kazahstan, Poli Iași, Ceahlăul Piatra Neamț, Steaua București și Vaslui.